2-10, probă, 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 2-10. Vremea arată bine, abia aștept să mă dau cu noul CB650R. Astăzi o să fie testul de commuting. Ieșim în oraș, puțin pe autostradă, hai să mergem. Ce ziceți? Ei bine, am pornit primul drum prin oraș, primul commuting făcut cu Honda CB650R. Abia așteptam să fac asta, vremea e superbă. Sunt cumva obișnuit cu motocicleta asta, sunt cumva obișnuit cu motorul de pe ea, pentru că am mai avut în trecut Hornet, am mai avut în trecut CBR-ul de 600. Motorul este un pic diferit, de 650, are 100 de cai aproape, 94 mai exact. Ar trebui să fie mai mult decât suficient pentru uz zilnic. Dar asta rămâne de văzut. Abia aștept să mă dau mai tare. O să intru și pe autostradă să vedem cum se simte acolo. E interesant că ar trebui să aibă mai multă putere în zona de mijloc a plajei de turație și asta ar trebui să fie foarte folositor în oraș. Dar îmi voi da seama imediat. Speed bump, hai să vedem cum se comportă. Oh, cam rigid. Să vedem cum se comportă, de fapt. Cam rigid. Am întâlnit și primul speed bump. Suspensia pare destul de sportivă, e înclinată mai mult către o motocicletă sport. Nu e atât de confortabilă pe cum mă așteptam, dar atitudinea de sportivă mie unul îmi place, pentru că sunt obișnuit cu ele și îmi place să merg mai tare când vine vorba de drumuri virajate și chiar și prin oraș. Am traction control, am ABS, nu am moduri de mers, am o accelerație clasică cu cabluri, acționată de cabluri de fapt. Cel mai important este că e modulabil, adică nu se simte deloc smucit atunci când mergi pe la 5-6000 de turații și revii cu accelerație. Asta îmi place, pentru că pot să dozez accelerația în funcție de nevoile pe care le am. Un motor liniar, aș putea spune, în momentul ăsta este o curbă de putere liniară, asta este nemaipomenit când vine vorba de un motociclist începător și de mersul în oraș. Poziția e un pic mai Street Fighter decât Naked, ceea ce o face un pic mai agresivă. Cred că asta ajută extraordinar de mult când vine vorba de zone virajate, de mers pe la munte, de dat pe cheia. Dar personal îmi place, eu sunt destul de înalt, am 1,80 m și mă simt foarte bine, am destul loc la picioare. Scărițele sunt destul de bine poziționate cât să nu îmi simt picioarele amorțind. Totodată ghidonul e destul de lat, ai pârghie destulă cât să te dai. Și cel mai important, ai puțină protecție la picioare de la panourile laterale stânga-dreapta pentru genunchi. Aproape am intrat pe autostradă. Abia aștept să văd cum se simte pe autostradă motocicleta asta, să văd care e nivelul de protecție la vânt. Ar trebui să fie aproape de 0, dar vreau să văd cum se simte la 120, cât de tare vibrează. Nu am tras mai tare de gaz până acum, am ajuns doar până la vreo 100 de kilometri, 120, dar să vedem și în ture mai mari. Am ajuns pe autostradă 120 de km la oră, am luat fiecare treaptă la rând. Într-adevăr, atunci când crești în turanție pe la 8-9000 de turanții cu treapta a treia, se simte că începe să vibreze. Dar altfel, în jumătatea plajei de turanții, pe undeva pe la 6000, simt foarte puține vibrații prin scărițe, dar nu și prin rezervor sau așa. Pentru că motoarele vechi obișnuiau să vibreze în zona asta și era destul de neplăcut. Îmi place, e un Naked, nu are protecție la vânt, dar hei, sunt atât de fericit acum că mă dau cu ea.
Vrum, 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 vrum. Am observat ceva astăzi pe autostradă. Atunci când am frânat mai puternic, s-au aprins avariile. M-am speriat, am crezut că le-am activat eu, dar nu, au pornit automat. Și este prima oară când văd asta. Sunt convins că ajută, sunt convins că te poate scoate din niște situații limită. Tot ce trebuie să faci este să frânezi mai tare și avariile pornesc. Interesant. Ambreiajul se mișcă extraordinar de bine. Aproape că nu simți când îl tragi. Iar cutia de viteze merge aproape telepatic. Mișcarea piciorului trebuie să fie foarte gentilă, sus, jos, un centimetru, doi și schimb treapta. Asta este un lucru foarte bun când vine vorba de mers zilnic în oraș, mai ales ambreiajul pe care trebuie să-l tragi tot timpul la stop și să schimbi viteza. Mi-aș și dorit un quick shifter, e de adăugat pe listă, îl poți pune opțional, dar din păcate motocicleta pe care mă dau eu nu are așa ceva. Dacă tot vorbim de quick shifter, la departamentul de electronice Honda CB650R vine cu traction control, ABS, lumini pe LED și un board LCD. Traction control-ul este decuplabil, farul cu LED arată extraordinar de bine, iar bordul este micuț, pus exact deasupra ghidonului, îl poți vedea cu ușurință. Arată treapta de viteză, ceea ce este foarte de folos pentru un novice, și totodată consumul de benzină. Ei bine, se descurcă și printre mașini. Are un unghiul de bracaj destul de mare cât să te poți strecura, să schimbi benzile. Poziția îmi place foarte mult, cred că aș putea să stau și o jumătate de zi în șa, dar șaua este destul de rigidă și cred că combinația dintre șaua rigidă și suspensiile astea sportive s-ar putea să îmi provoace dureri de spate după vreo oră sau o oră jumate de mers. Gata și tura de astăzi, m-am dat cu CB-ul 650R aproape vreo oră jumate prin oraș pe autostradă. Am făcut aproape în jur de 60-70 km și pot să spun că are tot ce trebuie ca să fie un motor de folosit zilnic în oraș. Pentru că are ambreiajul care se trage foarte ușor, cutia merge foarte bine. Are accelerația care se poate modula, poți să dozezi exact cum îți dorești. Nu te sperii de ea, nu primești șuturi când devii cu accelerația la viteză constantă. Are frâne foarte bune, o poziție relaxată, un pic Street Fighter, dar poți să conduci cel puțin o oră, două, fără probleme. Într-adevăr, suspensia mi-aș fi dorit să fie un pic mai moale și mi-aș fi dorit cu siguranță un quick shifter. Oricum, motocicleta poate foarte mult, e chiar ideală dacă ești începător sau dacă ai nevoie doar de o motocicletă de zi cu zi, puterea e acolo, te poți distra, te poți da mai tare și o poți folosi zilnic în oraș. Îmi place cum au finisat motorul, îmi place cum au adăugat capacele astea bronz și totodată evacuarea care vine așa frumos pe partea dreaptă adunată. Ca să nu mai zic de farul ăla rotund cu LED, care mi-aduce aminte de gama Neo Sports și mă face să mi-amintesc de CB-ul de 1000. Lucrul este foarte similar. Ei bine, cam asta e. O să revin cu video de la prima revizie, după primul schimb de ulei și imediat după asta o să merg cu ea la munte, să mă dau pe viraje, abia aștept, o să mă distrez maxim. Până atunci, nu uitați să dați subscribe pentru mai multe videouri ca asta. Ciao!